Salutare tuturor! Suntem în grădină și, după cum am spus, vreau să vă prezint decorațiuni făcute de mine, de la zero. Practic, am cumpărat doar ce am avut nevoie și eu zic că a ieșit destul de frumos. Este foarte simplu de realizat aceste decorațiuni și înfrumusețează aspectul din grădină foarte mult. Aici avem un salcâm roz, pitic. Aici mai am la fel tot un pui. Aici am plantat un paulonia pentru umbră. Niște pietre decorative care se asortează foarte frumos cu această scoarță. De desubtul ei am pus nisip. Niște mușcate. Aici sunt pisoii mei. Le place să se joace în scoarța aceasta. Mai departe am plantat un brăduț decorativ, care este foarte frumos. O să crească superb, dar necesită timp. Diferite tipuri de scoarță. Aici un trandafir. Așa, să mergem să vă arăt și celălalt brăduț. Aici este un alt soi, foarte frumos e acesta. Și cam atât. Eu zic că pe ansamblu, nu cu foarte mulți bani, este ceva frumos și chiar înfrumusețează grădina. Aici am cumpărat eu pavelele acestea și le-am vopsit ca să aibă un aspect mai plăcut și să se asorteze cu scoarța. În rest, dacă mai aveți întrebări, puteți lăsa în secțiunea de comentarii și o să vă răspund acolo.